Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică SUA, unde, ca de obicei, vom prezenta câteva companii din punct de vedere tehnic și vom da și anumite intrări pe unele companii. Haideți să vedem ce indicele fricii și al lăcomiei, da, stare emoțională. Ieri a fost 54, sunt acum e 51, observați că deja a scăzut. A scăzut pentru că indicele american mi-a văzut analiza, da, facem și noi o glumă. Și asta nu știu ce caută linia asta roșie pe aici. Hai să o debifăm. Vreau să fac și o glumă și uite că așa. Da, și a început să coboare conform analizei mele și mă aștept ca și următoarea, măcar până pe aici, să vedem dacă prețul va întoarce sau va mai coborâ. Avem teoretic un ABC, dar haideți să schimbăm culoarea, că de roșu ne-am, eu cel puțin m-am cam acrit. Și pe cripto văd roșu și pe bursă de valori, pe celălalt canal văd roșu și m-am cam săturat de această culoare, orice, numai roșu nu. Deci ce vreau să arăt? Că în această zonă am spus clar că prețul este posibil să coboare, ceea ce s-a și întâmplat. Și în continuare, pe tot parcursul zilei de astăzi, mă aștept ca indicele american să coboare. Haideți să încep să fac vreo 2-3 analize care mi le-am propus pentru astăzi. Și evident că vom începe cu Procter & Gamble, foarte arhi cunoscută companie. MNOP, coborâm. MNOP, punem și noi pe aici, pe undeva. PG, pe undeva pe aici. Dăm click pe ea, mergem pe graficul. Uitați ce bine se ține Procter & Gamble astăzi și nu coboară. Dar haideți să mergem pe graficul daily să ne facem o oarece idee despre această companie. Avem un trend ascendent foarte mare, dar nu-l mai analizăm acum. Da, avem o corecție care eu cred că s-a finalizat undeva aici pe 17 iunie la 129 de dolari și din punctul meu de vedere să spunem că am avea această etichetare, punem și noi sub Millennium. Dacă vreți acest valce, îi dăm o leacă de viață, de culoare, evident, nu culoarea roșie. Dar punem și noi sub Millennium, punem culoarea verde. Da. Hai să mergem pe graficul de H4. Și observăm că undeva la 129 prețul s-a oprit, a început să urce. Nu mai bine pentru mine să etichetăm din nou acest trend ascendent. Aici s-a finalizat un val 1 și vom pune 1 aici, vom pune ABC2. 3, 4, 5, un moment să ridic la grad înalt. Hai să punem Millennium, schimbăm culoarea să nu fie identică. Repet, știu că poate pentru voi vă plictisiți, dar această metodă este cea mai puternică metodă din analiza tehnică care există până acum descoperită și ea presupune numerotarea fiecărui trend ascendent și descendent, astfel încât când prețul ajunge în momentul prezent, noi sau eu voi ști ceea ce va face prețul. Acest lucru vreau să vi-l arăt și vouă. Și consider că din această zonă, odată cu finalizarea subvalului 2,
vom urca spre valul 3. Avem aici 1, 2, 3, 4, zic eu, o zonă destul de puternică. Avem cumva un quadruplu top. Și zic eu că prețul ușor, ușor, cu corecțiile de rigoare pe Procter & Gamble, piața va crește. Dar evident că prețul apoi va face o corecție. Vom pune culoarea roșie. Pardon. Hai să punem un verde mai luminos, mai deschis, mai vesel. Parcă e mai frumos așa. Da, și undeva în această zonă, a zice eu că prețul s-ar opri într-o primă fază. Ne putem folosi și de prietenul nostru Fibonacci. Iată că Fibonacci spune că chiar undeva mai sus, la 1.68, dacă am trasat cât de cât corect la... Deci oricum undeva această zonă, uite, vom mai mări puțin. Da, și atunci valul 3, zic eu că se va finaliza aici și în această zonă până sus am avea un randament de cam 11%. Bunuț rău, cum considerați voi, eu vă dau cumva direcția trendului pe această companie. Ce vreau să vă mai arăt? Încă o intrare pe Nvidia. Avem această etichetare care nu ne mai interesează acum. Am făcut-o, știu ce va face prețul. Și uitați ce frumos se vede. Și acest lucru trebuia să o fac eu alaltăieri, dar am văzut prea târziu după ce am închis înregistrarea. Vă dădeam acest pont de intrare în piață. Pardon. Nici acum zic eu că nu este târziu. O să pun C-ul aici. Da? Și pe această companie, în această zi, după cum vedeți, prețul a deschis cu gap și de atunci a tot căzut, da? Și din punctul meu de vedere va cădea undeva prin această zonă. Avem un pattern specific, da? Faptul și atunci ca și target aș da cumva această zonă. Că valul C se va finaliza undeva pe aici și hai să punem săgeata roșie. Și cumva din această zonă mă aștept ca prețul să urce. Da, foarte frumos se vede. Da, avem această cădere minunată care a început chiar la ora 4 și jumătate când s-a deschis piața cu gap și din nou a coborât foarte, foarte mult. Și încă o companie care vreau să vă o arăt. Ia să vedem dacă o avem aici. Da, ia să vedem ce randament putea să avem aici, 10%, foarte bine, foarte, foarte bine. Nu avem, mergem să căutăm RIG. O punem la locul ei. Aici.
Da, avem ceva asemănător, A, B, C. Tot la fel punem albastru. Știu că este complicat pentru voi și vă plictisește, dar nu aveți idee cât de importantă este această etichetare și depinde foarte mult, este o cunoaștere întreagă unde anume pui litere și cifrele. Este o metodă întreagă și complexă, dar ușor, ușor am prins-o, am învățat-o și efectele apar în cont, pentru că știu exact ce va face prețul. Punem aici Super Cycle. Da, și mergem pe graficul de H1. Ce credeți că va face prețul cumva din această zonă? Aici sunt două variante și vi le arăt imediat. Este bine de învățat sau de ținut minte variantele, pentru că dacă piața nu merge pe o variantă, pe un scenariu, trebuie să ne gândim la următorul. Parcă e prea mare să punem un minuet. Da, fie avem 0, A, A, B, C, B și C-ul va coborâ. Da, și aceasta ar fi varianta cea mai principală. Punem culoarea roșie. Da, punem apoi culoarea verde. Da, și cumva din această zonă mă aștept ca prețul să urce. Ar mai fi o variantă, dar nu o agreez deloc. B-ul să fie aici, C-ul să fie aici și cumva din această zonă să facem o corecție și prețul să urce. Da? Dacă merge pe un sfert de oră, ia să vedem dacă se vede. Se vede foarte bine. Ia uitați. 1, A, B, C, 2, 3, 4, vom pune 5-ul aici. Și cumva mă aștept ca din această zonă prețul să urce. Deci, fie de aici va urca, fie prețul va tot coborâ, trebuie să, asemenea unor jucători de șah, trebuie permanent să intuim ce va face piața, să știm, să o gândim. Da, hai să punem așa. Da, și cumva din această zonă vedem ce va face piața și fie dacă piața va coborâ, va face o corecție și va coborâ, putem intra short. Dacă piața va urca, putem să intrăm long. Și știm exact ce va face. O secundă, că aici trebuia să pun ceva și mai mic. Nu gradul în primul rând. Punem așa, da, schimbăm culoarea, nu știu, punem și noi negru. Deci avem negru aici, da. Și cam așa, cam așa putem să tranzacționăm. Nu tot timpul trebuie să fim în piață, ci exact când trebuie, la momentul potrivit, trebuie să știm să intrăm în piață și aceasta ar fi încă o posibilitate pe lângă Nvidia care v-am arătat-o și vreau să vă mai arăt ceva. CSQO mi-a cerut-o, am fost și eu long pe ea. Observați, aseară, ieri a deschis cu gap, am arătat această direcție și prețul s-a finalizat aici, vom pune 5-ul aici, C-ul aici, 4-ul aici. Treiul aici. Da, săgeata în sus. O ștergem unde ești. Aici punem roșul. Pentru că mă aștept ca prețul să coboare. Și să vă arăt că mi-a închis poziția pe CSQO, da? Ieri mi-a atins take profitul, de aceea este culoarea verde, chiar pe 18 august, deci aseară la ora 16:50, mi-a luat swap-ul, da, dobânda de noapte și un profit, zic eu, frumușel, care vi-l doresc și vouă să-l aveți în cont pe fiecare cel puțin această sumă,
3500 sau aveți în cont pe fiecare tranzacție, repet, se pot câștiga bani foarte mulți pe graficele de o oră, așa cum eu tranzacționez, și acest lucru vreau să vă învăț cei care cu adevărat doriți să fiți trader și nu investitor. Puteți să fiți și una și alta. Dacă sunteți investitori și sunteți pe minus, puteți să tranzacționați și să recuperați din pierderi și poate cine știe vă pierde cheful să deveniți investitori și să deveniți trader și să câștigați în câteva zile sume ca aceasta sau mai mari decât ea, pentru că dacă intram dublu, aveam și eu dublu profit. Da, și cam aceasta ar fi. Haideți să luăm o companie care voi mi-o cereți. Ia să vedem. Marius, mulțumesc mult, Răducu, mi-a plăcut maxim remarca, vedea, voi îmi dați de lucru și dacă tot e drag de noi că îți dăm de lucru, te rog că n-ai timp să arunci o privire pe TIGR și pe VTRS. Da, astăzi v-am arătat, v-am dat două, practic, două intrări, v-am trei chiar cu tot cu CSK această scădere. Dacă voi o urmăreați, erați deja short pe ea și puteați câștiga bani frumoși până în acest moment. Sper să mă urmăriți și să voi decideți ce să faceți cu banii voștri. Deocamdată urmăriți-mă și vedeți ceea ce fac și poate mai târziu să fiți mai vorbăreți, să vă placă stilul meu și caut acele persoane care să îi placă stilul meu și să împreună să câștigăm bani frumoși. Evident că eu voi dirija acest canal, vă voi arăta mereu analize, mereu intrări, ponturi. Da? Ce avem noi aici? Avem un potențial triunghi care mă duce cu gândul că acest trend descendent va continua și vom finaliza undeva valul C, care a început undeva de sus de tot, de la 30 de dolari, acum suntem la 3 dolari și evident că prețul va trece de această minimă. Da, și vom vedea când anume prețul va face ceva de acest gen, atunci ne vom pregăti să intrăm long pe această companie. Hai să mai facem încă una, că deja am făcut vreo 3 sau 4 sau 5, nu știu câte. Mai luăm încă una de la Marius, măcar îl mulțumim pe Marius astăzi, să facem VTRS, Viatris. Ia să mergem la VTRS. Viatris, dăm click pe ea. Nu știu ce aici, mergem pe graficul daily. Opa, scuzați. Trebuia să ies să șterg această chestie. Nu-mi dau seama, am făcut eu ceva acolo cândva. Se pare că am făcut bine, că prețul pare să coboare. Trei, patru, cinci, frumos acest triunghi, heading diagonal, superb. Lucru care mi arată că prețul de finalizare acestui triunghi va începe să crească, ceea ce s-a și întâmplat. Da, vom pune C-ul aici. Ia să dăm zoom mai mare doar pe această bucată. Și am avea ceva de acest gen. 2, 3,
4 și 5 undeva aici. Hai să schimbăm culoarea, punem culoarea verde. Și ușor, ușor coborâm spre sub valul 5, dar foarte aproape. Ia să mergem pe graficul de 4 ore. Uite că am și trasat un triunghi la un moment dat când a făcut această analiză. Hai să debifez această linie că ne încurcă. Ia să ne uităm noi ca lumea. Avem un triunghi, ia să vedem. 1, 2, 3, 4. Hai să punem așa. 0, 1, 2, 3. Să vedem, vom pune cumva 4 aici, să sperăm că 4 sau 5 mai jos, dar nu știu cât de 5 am, așa că pe ăsta îl voi ridica la grand mai mare, voi schimba culoarea, să punem, nu știu, un indigo, un lila plăcut, nu știu cât de ce s-a multiplicat. Deci în 5-ul vine frumos aici, prețul va coborâ, a trebuit să treacă de acest minimul valului 3 și să vedem din nou pe daily. Da, acum am înțeles de unde am și 5-ul acesta și C-ul acela, restul nu mai contează, acesta nu știu ce caută, îl ștergem. Acum le avem pe toate și cumva așa va și rămâne analiza noastră pe această companie. Bun. La celelalte întrebări o să răspund. Deja am făcut vreo 4-5. Vreau să vedeți cât mai mult în acest video, să analizați. N-are rost să analizezi 10-20 de companii. Uite, Ovidiu mă întreabă, salutare Ducu, cu ce broker tranzacționez pe bursa din SUA? Cu Admiral, este o platformă, ei au două platforme, MT4 și MT5, are sucursala și în București, deci puteți să sunați absolut oricând. Pentru început, recomand să luați MT4, unde au în jur de 50-60 de companii din America, ceva de genul acesta, sau aproximativ până în 100, acolo aveți și companii din Germania. Eu o folosesc din 2007, sunt la ei din 2007 și tranzacționez acolo Forex, câteva criptomonezi, au vreo 5-6, doar una sau două, Litecoin și Ethereum în special, că Bitcoinul pare destul de puturos și pe ceilalți pot câștiga bani. Tranzacționez Forex, indicele SP500, și companiile din America. Evident, ei au și MT5, unde acolo cred că aveți în jur de câteva sute, poate chiar 1000, n-am numărat că sunt foarte, foarte multe companii din America. Platforma este mai avansată, poți să folosești Elliott, că au deja acele instrumente. Deocamdată sunt cu fundul, scuzați expresia, în mai multe luntre, tranzacționez și Forex și Indici și Crypto și BVB și America și mi-este suficient pentru mine platforma cu MT4, pentru că tranzacționând și long și short, am pus ochii pe câteva companii și le tranzacționez și long și short și n-am nevoie de câteva sute pentru a găsi un semnal, mereu găsesc semnale în piață, dacă nu pe America, pe Forex, pe Crypto. Indicele americane îl tranzacționez foarte, foarte des și la început vă recomand și vouă când învățați analiză tehnică să vă alegeți o pereche valutară sau una, două, maxim trei criptomonezi, două, trei companii. Nu zburați când o mie că vă pierdeți, nu mai știți ce semnale aveți și vă pierdeți și analizele, dar mai discutăm pe măsură ce văd că stârneți interes să învățați analiză tehnică, mă pot descătușa, dacă pot spune așa, să vorbesc cu voi și din punct de vedere tehnic, doar că am dat vă arăt ceva ce-i drept destul de complex pentru voi și anume acel Elliott Wave pe care eu îl folosesc
și este o metodă destul de complexă, dar pentru început doar vă arăt direcții, după aceea, pe măsură ce voi începe să îmi puneți întrebări de analiză tehnică, de lucruri simple, vă pot ajuta să și tranzacționați, așa cum am început să învăț pe cei de pe analiza tehnică cripto să tranzacționeze. La început pierdeau foarte des, acum au început să câștige aproape toți cei care mă urmăresc, îmi pun întrebări și încep ușor, ușor să câștige bani. Chiar astăzi pe analiza tehnică cripto foarte mulți mi-au spus că au început să câștige. Ia să vedem. Analiza tehnică. Am văzut pe telefon, am intrat puțin acasă și pe telefon am văzut, n-am apucat să răspund la nimeni, dar sunt extrem de bucuros că sunt ascultat și oamenii chiar au început să câștige bani. Uite, Răzvan a scos un profit. Asta am greșit eu, că trebuia să fac altă criptomonedă. A intrat short, a câștigat bani pe aici. Un profit de 8, mă rog, dolari. Foarte bine. Luăm de jos în sus. Două like-uri. A profit 4 euro, 2 euro. Da. Bun. Punem înapoi. Mergem la SUA noastră, cea de toate SUA. Fără nicio zi, că nu devinem de ei. Deci, dragii mei, cam aceasta a fost analiza mea pentru voi, pentru astăzi. La restul de analize voi face luni și vă răspunde la următoarele analize. Deja am analizat, nu știu, 5-6 astăzi și zic eu că este suficient. Vă doresc un weekend superb. Cine dorește să... sau, mă rog, dacă sunteți noi pe acest canal și vă place stilul meu de analiză și vreți să creăm împreună o comunitate în care să tranzacționăm companii americane și să câștigăm împreună bani, vă invit să apăsați pe acest buton roșu, abonează-te și apoi pe clopoțel. Vă rog să-mi dați un like la acest video dacă v-a plăcut videoul meu. Vă doresc un weekend superb, relaxat, minunat și ne vedem cu bine luni la un nou video, la o nouă analiză. Și dacă nu mi-ați văzut acest video ultim sau ultimele două, îl va apărea acum pe ecran și în acest weekend să îl vizionați. Toate cele foarte bune!